Hei, bună prieteni, sunteți pe canalul lui tata Andrei Savciuc Live și astăzi o să vă arăt, după cum și v-am promis, cum îmi voi face cele două proiecte la limba engleză. Deci, cel mare, proiectul de bază, va fi despre cartea mea preferată și, cum a zis profesoarea, în preferință să fie scrise de un scriitor sau scriitoare engleză, de aceea eu am ales cartea Harry Potter. Încă nu știu care dintre cele patru părți o voi alege, dar cred că voi lăsa partea întâi. Eu sincer am citit mai multe cărți, însă ele sunt nu sunt scrise de scriitori englezi. Și proiectul al doilea, care va fi puțin mai mic, este despre personajul meu preferat din cartea aleasă și eu evident voi scrie despre Harry Potter, de aceea rămâneți cu mine până la sfârșit ca să vedeți ce se va primi la final. Sper să nu uit care fiecare dată, dar dacă va ieși așa, puteți fi siguri că oricum o să vă arăt rezultatul final. Haideți să vă arăt la ce etapă sunt acum și o să vă arăt pe parcurs ce o să iasă. Deci acum am început de-abia să fac primul cel mai mare proiect. Am scris aici My Book Report și vreau să fac în culori de curcubeu. Și aici voi face de fapt proiectul cel micuț despre personajul meu preferat. Cam așa o să iasă. Două proiecte. Deci priviți că am terminat deja să scriu și așa arată. Și acum mai am multă treabă. A venit și Andrieș pe la mine, însă nu să mă ajute, dar să mă încurce. Da? Ai venit să mă încurci? Stai, și ce scrii tu aici? Ce scrie aici? Tata, o inimioară, încă o inimioară, o steluță și încă o inimioară. Tăiga! De ce îmi deschizi? De ce îmi deschizi toate cariocile, a? Mamă, o să se usuce, nu! Eu ce eu-ți fac? Nu, vai de mine, ia priviți ce face. Dacă o să-mi desenezi covorul, păi să știi că nu o să fie bine. De ce? Păi dar cum să-mi desenezi covorul meu? Apă cu cariocile, ia gata, încetează. Vedeți ce răuț e, Andrieș? Foarte răuț. Nu sunt rău. Nu ești? Da. Ba da, eu zic că ești. Eu spun că nu sunt. Nu ești? Nu. Păi atunci demonstrează că nu ești rău. Cum? Cum? Băi, trebuie să fii bun ca să demonstrezi că nu ești rău. Vai de mine, vai de mine, ce faci, măi? Desidez. Ce frumos! Jos pălăria. Îți place? Ședevrul tău? Nu. Ești pictor? Nu sunt pictor. Pictor născut, cred că ești. Sunt futbolist. Da? Da. Bine. Deci, uitați-vă ce am mai adăugat. Am mai adăugat aici, trebuie să zic, kind of the book. Deci o să las puțin liber ca să întreb dacă sigur este artistică cartea Harry Potter. Dar cred că da, este artistică, fiindcă e ceva fantastic acolo. Aici am pus cartea și va trebui să scriu ceva, dar cred că am greșit puțin cu dimensiunile. Aici am o pană și o chestie de asta. Măi, stau prost cu desenatul, știu, dar am încercat și eu să fac ceva cât de cât să iasă bine. Mi-a adăugat foarte mult și plus că trebuie să fac mâine și Xerox ca să pun aici poza cu cartea, așa că sigur vă voi arăta rezultatul final dimineața, e garantat. Mai mereu se primește așa, fiindcă nu reușesc să fac Xerox când trebuie și îl fac abia dimineața, după încheierea la școală și deja prezint posterul gata făcut. Însă este o mică problemă că nu vă pot arăta totul de rată. Asta e păcat, dar nici o problemă că vă arăt eu mâine ce s-a primit. Dar stai că mai am de adăugat aici, vreau să fac și 3 pălării de vrăjitoare. Sau mă gândesc între 3 pălării sau 3 din astea mături de vrăjitoare, chiar nu știu. Pentru că mă gândeam, pe posterul original sunt mere, dar zic, ce au merele cu Harry Potter? Dă să pun mai bine niște pălării de vrăjitoare. Cred că o să fie bine așa. Mă mai gândesc eu, poate mă răzgândesc, nu știu. Doamne, deci câte am făcut și încă n-am scris nimic, deci doar am desenat. Pentru că profesora de limba engleză foarte mult apreciază dacă facem un proiect, haideți că mă pun deja un proiect creativ, cât mai creativ, cât se poate, e fantastic. Și eu cred că îmi iese pentru că eu în viața mea nu am desenat atâta pe un proiect, dar să nu crezi că o să fie doar desene, nu. Pentru că va trebui să pun și informații și să mai învăț, pentru că nu permite să citim de pe proiect, doar să vorbim cu cuvintele noastre. Dintr-o parte e bine, pentru că ne dezvoltăm cumva, știți, vocabularul în limba engleză, ne mai învățăm și noi să vorbim, dar dintr-o parte este foarte complicat, fiindcă te chinui la proiect și te mai chinui și să-l prezinți. E jale.
Deci, uitați-vă câte am adăugat, ca să înțelegeți. Am pus 3 mere aici, dar nu le-am pus, că le-am desenat. M-am chinuit la ele o grămadă de timp și pare atât de simplu, dar nu e simplu deloc. I-am făcut și 3 părării. Nu știu de ce asta pare așa mai palidă. Nu i-am adăugat destulă nuanță, cred, dar trebuie să le mai și desenez, dar nu știu cum să le desenez dacă vă pune și text. Ce o să se vadă? Nu o să se vadă nimic dacă le desenez. Și am și aici 2 colbe care nu sunt foarte reușite. Asta deloc nu e reușită, dar trebuia să fac una mai mășcată ca să-mi încapă mai mult text. Asta încă e cât de cât așa mai merge, dar asta e vai de capul ei. Și uitați-vă aici câteva blicuri care vor fi galbene și steluțe din alea. Da, ce să zic, aici va trebui să fie imaginea cărții și nu știu, nu risc să desenez ceva aici pentru că nu știu cât de mare va ieși imaginea și să nu regret apoi. Deci dacă o va rămâne loc, voi mai desena ceva și la școală. În rest, a rămas să adaug nuanțe, să adaug text și să fac și proiectul ăla mic. Dar el nu mă mai chinuie așa, sincer. Pentru că, de fapt, ar trebui să fie ca o caracterizare cât de cât a personajului. Deci, nu știu, plus să mai am nevoie și aici de imaginea lui Harry Potter. Deci, am zis să vă arăt. Imaginea asta o voi folosi și imaginea asta va fi pe aici undeva. Deci, aici undeva va fi Harry Potter. Ăsta este Harry Potter ales de mine. Și cam asta voi scoate eu la printer. Deci, am nevoie de imaginea asta și de asta. Cam așa. Îmi pare rău pentru calitatea care a fost până acum, pentru că nu am aprins toate becurile, numai acum am realizat. Am stat cu un bec aprins și nu știu dacă ați văzut bine, dar mi se pare că ați văzut ok. Când m-am filmat pe mine nu s-a văzut foarte bine, așa deci acum mă apuc să resenez. Stau într-o poziție foarte incomodă și mă doresc spatele deja, dacă sincer. Cred că am nevoie de niște masaje foarte multe și foarte complexe după proiectele care le fac, pentru că nu știu, nu, pe masă nu e comod, fac pe jos. Și stau ca colacul ăla, știți, ca covrigul ăla îndoiat stau. Bine, ne descurcăm cum putem. Revin eu mai încolo. Nu vă zic cât e ora, că o să vă speriați. Bună ziua! Am vrut eu să vă arăt totul ieri seara, însă o să vă zic astăzi și o să vă arăt deja proiectul gata făcut. Însă nu, să știți că nu am reușit să-l prezint la lecție pentru că nu m-am cadrat în timp și mi-a rămas să-l prezint data viitoare. Deci mai am timp să-l perfecționez, însă nu știu sigur dacă mai am ce să perfecționez. Sunt foarte mândră de acest proiect pentru că prima dată nu am folosit practic deloc Xerox-ul, doar aici unde am pus imaginea copertei cărții. Și așa arată proiectul definitiv. Vedeți ce colorat este? Pentru că profesora de engleză noastră așa îi place să fie, cât mai colorat, cât mai creativ. De asta am încercat de răsputeri să fac ceva cât mai frumos. Aici am argumentele de ce îmi place atât de mult cartea asta, de ce este cartea mea preferată. Aici am scris ce tip de carte este. Nu este artistic, pentru că în engleză este fantastic. Deci în loc de artistic, cred că o să lipesc o foaie unde voi scrie că este fantastic. Aici jos, în cartea asta, sunt scrise personajele principale, secundare, locul și timpul. Eu sincer nu știam că Harry Potter, adică în Harry Potter, sunt prezentate, este prezentat de fapt secolul 19. Eu nu știam. Așa, aici, iată, în colbele astea magice, am titlul, limba în care este scrisă cartea și, evident, autorul J.K. Rowling. Așa, aici, în merele acestea, am beginning of the story, middle of the story și end of the story. Adică, de cam mici rezumate, știți? Însă, nu am prea multe informații, pentru că noi, de exemplu, avem cel mai mare scop să povestim singur, cu cuvintele noastre, tot ce am prezentat, ce am reprezentat pe posterul nostru. Deci așa a ieșit, mai arăt încă o dată și haideți să trecem și la proiectul ăsta micuț. My favorite character, adică personajul meu principal, eu l-am ales pe Harry Potter și trebuie să dau și 4 argumente de ce îmi place atât de mult de Harry Potter. Eu am scris că în primul rând pentru că are chestia asta pe frunte, este semn de fulger sau de tunet. De fulger, cred. Da, este de fulger. A doilea argument pentru că este... He's very clever. Ah, este foarte deștept și șmecher și este în stare, adică a fost în stare, să se lupte cu foarte mulți vrăjitori destul de capabili și destul de puternici, să spunem. Powerful. Da, puternici, cred. Care, știți, erau măreți. Pentru că toți se temeau de ei, însă Harry Potter nu se temea. Voldemort era cel mai acolo, cel mai grozav. Pe urmă, pentru că părinții lui erau niște vrăjitori, dar nu vrăjitori, cum e wizards? Nu știu cum e wizards în română. Magicieni, să spunem, foarte faimoși.
Și al patrulea argument, pentru că era foarte bun, avea o inimă foarte mare și chiar dacă ceilalți nu prea îl iubeau și avea foarte mulți dușmani pe care practic nu-i cunoștea și îl urau așa fără un motiv asumat, el oricum rămânea permanent foarte bun și era gata să dea un mână ajutor absolut fiecărei persoane care are nevoie. Deci iată, poftim! Așa a ieșit posterul ăsta micuț, așa a ieșit posterul ăsta mare, mie îmi place, sunt mulțumită de ce a ieșit, dacă vă place și vă puneți like-uri și dacă mai vreți astfel de vloguri unde vă arăt cum mă pregătesc eu pentru temele de la școală. Iar dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, puneți multe, multe like-uri și nu uitați să vă abonați pe canalul meu de YouTube, adică pe canalul lui tata Andrei Savciuc Live, dar și pe al meu, Irăcica Info. Pe curând și până la video următor! Pa, pa!